vă voi arăta cum să faceți un nou model de husă vă arăt astăzi. Materialele de care vom avea nevoie este un carton A3. Cine nu are carton A3, poate să folosească foaia A3 sau foaia A4, carton A4. De un telefon, dar eu nu mi-am luat telefon pentru că nu, hai că nu am, dar am, doar că toate sunt ocupate. Mi-am luat un joc, o foarfecă, lipici, v-am spus, de scotch și niște carioci. Să începem. Prima oară, luăm jocul sau telefonul sau tableta, o punem pe foaie și îl conturăm de 3 ori. Dar neapărat trebuie să fie mai mare decât telefon. Acum eu conturez. N-am mai pus pauză. Trebuie să conturați întâi prima bucată. Iar apoi trebuie să fie toate egale trebuie. Să nu fie una așa, după de aia așa. Cred că v-a dat seama de care voi face. Mi-e că e mai greu de decopat cartonul. Dar am zis să iau carton ca să fie mai rezistent. Bun, deci după ce am decopat prima, o punem încă o dată pe foaie și o mai conturăm de 2 ori. Eu acum conturez și vă aud, nu vă văd, doar că vă aud. Bun. Imediat am terminat și cupri a doua parte. După ce am făcut și a doua parte, trebuie să o facem și pe a treia. Nu, de data aceasta nu o decupăm. O punem fixă și o conturăm. Apoi știți voi ce să faceți. Spuneți în comentarii sau îmi spuneți mie că eu vă și aud. Vom face data viitoare, adică data următorul pas. Ce vom face? Ghiciți! O să colorăm sau o să decupăm? Cine a spus o să decupăm este foarte bun. Dar cine a spus că o să colorăm? Vai de mine! Înseamnă că nu știe YouTube-ul. Nu știe cum se face o cursă, înseamnă. Bam, 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 bam. Decupăm acum. Avem cele 3 după aia, da? Data viitoare vă arăt ceva, tot ceva așa cu huse. Nu o să vă arăt cu huse. Așa, ca un telefon, o să vă arăt, vedeți voi. După ce avem cele 3, ca niște evantaje. Bun. Le suprapunem 2. La mine nu sunt egale, doar că le las așa. Luăm scociul. Deci acum, luăm scociul. La mine, aici, imediat să-i caut capătul. Voi știți ce trebuie să faceți. Vă arăt imediat. Facem ca data trecută la penar, adică ieri l-am făcut, iar astăzi dimineața l-am postat. Ieri l-am făcut,
astăzi le-am postat. Acela cu penalul. Știți voi mai bine ca mine. Știți voi mai bine ce am făcut. Un penal. Bun. Ia să vedem. Nu. Nu, trebuie să puneți jumătate peste jumătate. Trebuie să puneți. Deci fix jumătate peste jumătate. Punem jumătate peste jumătate. Așa și trebuie jumătate peste jumătate. Ca în vlogul cu squishul. Știți voi. În vlogul cu squishul. O suprapunem și dăm peste. Bun. Sper la mine să meargă. Mai pun un scot pentru că undeva nu s-a lipit bine. Bun. Imediat. Imediat mai pun eu una. Bun, nu puneți două. Puneți un cal de să nu s-a lipit bine. Ia să fac o carticică. Acum, punem și pe partea de jos. Una din asta trebuie să pune. Trebuie să alegeți voi una. Eu aleg pe asta de sus. Ăsta nu se lipește prea bine. Scociul. Se mai au și prostii. A, pe toți sunete ciudate se aud pe aici. Sunete ciudate. Nu mai sunete ciudate. Știți voi, după tăiați excesul, excesul de scoci, adică ce este în plus. Mi se stolipește acum, grav. Mă tot enervează scociul ăsta mic. De vine să mă duc să-l ia pe la mare. Eu nu vă păcălesc. Și cu adevărat mă tot enervează ăsta mic. Acum, după ce am lipit cele două, le-am lipit pe cele două, o lipim doar pe asta mare. Asta mică nu mai lipim, pentru că pe acolo va intra telefon sau jocul. Băgăm după așa puțin înainte să o lipim, să vedem dacă se suprapune bine. Nu se suprapune bine. Suprapune perfect. Și eu mai lipesc și pe cea mare. O să dureze cam mai mult de 10 minute. Deja e 9 și 10 minute. Secunde, scuzați-mă. 9 și 16 secunde. Acum ai și 20. Mă tot înervează scociul ăsta mic. Nu mai pot cu el. Odată mi s-a rupt o husă cu el. La un videoclip când nu am mai postat huse. Că acum sunt în vacanță, nu mai merg la școală. E bine acum în vacanță. La mine nu stă bine pentru că e prea mare cealaltă bucată. S-o mai tai. La mine este prea mare, o mai tai puțin. Ia să mai intrăm puțin cu asta.
Să se mai suprapune bine. Perfecto! Bun. Și le suprapunem. Deja 10 minute deja? Cum așa de repede? Atât de repede. Așa de repede trece timpul. Și după știți voi, tăiem excesul după de scoci. După știți voi ce facem. Tăiem excesul de scoci. Nu asta va fi husa. Și băgăm telefonul acolo. Nu, 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 nu este doar aceasta. La mine s-a făcut forma de geoprostie la asta. Stați puțin. 11 minute. Serios deja? Deja 11 minute? Tu glumești? Adică nu vorbesc cu voi, vorbesc cu telefonul. Cum se poate 11 minute cu așa de puțin timp? Cum se poate 11 minute? Să pun mai pe aici. Bun. Unde este foarfeca? Aici. Imediat vă arăt pasul următor. Pasul următor este să desenați. Este să desenați pasul următor. Pe o parte desenați dacă vreți sau cum vreți voi. Care o facem? Cu acesta urmează. Puteți colora și asta dacă vreți. Dacă vreți puteți colora și asta. Cu lipiciu mai târziu. Eu o să scriu ceva. Ar fi joc cu mine. Am scris și 22. Iar acum o să o colorez cu galben. Nu, cu verde. Ce mai bine. Și toate o să fac, o să facem toate verzi. Cine vrea? Poate să scrie și ceva pe, și pe spate. Eu acum fac pe față. Așa arată prima parte. Stați puțin. Voi puteți să vă continuați desenul, dar eu nu prea. Iar s-a făcut aici o prostie. Să s-o lipesc. Că nu stă lipită. Nu mai stă lipit niciodată la acest scoci. Care nu știu din ce e făcut. Trebuie să aflu din ce este făcut acest scoci. Voi dacă știți, îmi spuneți. E făcut din ceva. Eu spun că s-a făcut din ceva transparent și-a pus lipici pe el, sau scoci. Bun, după ce am făcut, nu aceasta este husa. O să fac și spatele. Spatele l-am terminat aproape, la jumătate. În câteva secunde, ceva 20 de minute durează. Bun, după ce am făcut. Și asta puteți să colorați și chestia asta. Dacă vreți numai. Puteți să mai scrieți încă o dată în joc cu bine.
Că după o să le acoperim. Aceasta voi face cu verde. Nu cu verde, cu albastru. Această parte. Vă arăt imediat cum va fi imediat gata. Cine vrea să știe jocul acesta, l-am cumpărat de la Smic, din Sibiu, de la Mol. La fel și cu penarul, tot de acolo l-am cumpărat, tot de la Smic. Bun, acum, asta trebuie să îl fixați puțin aici, cu lipici. Trebuie să puneți lipici aici, undeva așa, și să trebuie fixat cumva așa. Vă arăt imediat și vouă cum. Deci trebuie să-l puneți cu fața în jos și să puneți lipici aici. Eu am un lipici din ăsta, care le-am amestecat și le-am turnat înapoi. Deci bun. Cu fața în jos punem lipici acolo. Trebuie să puteți să șterg lipiciul. Cam așa cantitate trebuie să puneți. Și lipiți pe spate. Iată așa. Trebuie să așteptați puțin cine are din ăsta ca mine să se lipească. Trebuie să se lipească bine, bine, bine. Trebuie să se lipească perfect. Iar apoi după ce s-a lipit, îndoim așa. Iată așa. Dar nici asta nu este tot. Ne mai trebuie puțin cartonul. Decupați o fâșie mai lungă puțin și puțin trebuie să fie puțin mai groasă. Puțin mai groasă. E cam așa trebuie făcută. Apoi faceți așa. Cine vrea poate să o coloreze și pe ea. Eu o să colorez și pe ea. Cine vrea poate să o coloreze și pe spate, doar că eu nu vreau să o colorez și pe spate. O îndoiți, știți voi, o îndoiți, trebuie să o lipim pe spatele acestei huze. Și pe aici va încăpea jocul nostru, pe aici va încăpea el. Va fi puțin îndoit, dar nu e nimic. O să punem cu lipici normal. Cu ce să pun decât cu lipici? Lăsați puțin cum vine să văd. Trebuie să puneți o bulină aici unde ați făcut. Descolorat. O bulină ajunge. O lipim. Cine vrea, pune, nu, puneți slipi și un punct acolo. Nu, perfect acum. O curfic pe șoseta mea. Acum, am spus bulina, o dați peste verde, adică pe unde ați colorat.
Cam aceasta este husa. O deschideți când vreți. Și băgăm jocul. Acum ia unde sunt. Uite, aici. Aici. Îl băgăm aici, frumos. Dăm asta peste el. Dăm asta. Și punem aici. O lipim. Cam aceasta este husa. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!